Se spune despre presă că este câinele de pază al societății. Uneori este un bișon maltez, alteori este un pitbull, dar din punctul meu de vedere, cel mai bine e atunci când presa e un ciobănesc malinois. Inteligent, plin de energie, curios și tornic de a afla lucruri noi, de a se juca și de a învăța una alta. Două studente jurnaliste, Alexandra Suciu și Maria Cazacu, au vrut să afle care este statutul muncitorilor asiatici pe care îi vedem în România din ce în ce mai des. Sigur, s-au strânit și controverse, începând de la muncitorii vietnamezi din construcții și până la brutarii din Ditrău, am auzit despre ei vrute și nevrute. Alexandra și Maria încearcă să ne spună care e de fapt treaba, dar stai un pic. M-am născut în România, dar sunt jumate indiancă, jumate româncă, dar am niște erori în română, dar mă descurc cât de cât. Vine absolvirea. Maria, tu ești în Danemarca. Alexandra, tu ești la Zalău. Cum așteptați finalul ăsta de facultate total neprevăzut? Ar fi fost foarte frumos să avem și noi acea festivitate, să fie totul festiv, să avem prietenii aproape, rudele. Dar eu mă gândesc că ar fi o idee foarte frumoasă să avem și doar o întâlnire pe Zoom cu toată clasa, în care efectiv să depunem cele mai frumoase amintiri pe care le-am avut în cei 3 ani de facultate. Eu zic că asta ar marca cel mai bine finalul nostru de drum. Cum v-ați decis să faceți subiectul ăsta? Înainte am avut niște date și atunci am spus e bine să arătăm și un fel de față pentru date. Că e frumos să știi cine este behind, cum se spune behind? În spatele. Da, cine este în spatele datelor și ce semnifică pentru oameni în realitate. Și ce a spus Maria? Păi hai să facem noi o echipă. Și uite, eu mai am niște informații de la jurnalistul de statistică. Tu îmi vorbi foarte bine. Hai să fim o echipă și să facem material pe treaba asta, pe forța de muncă asiatică care ocupă locurile vacante din România, de muncă vacante din România. Cum ați cunoscut personajele din filmul vostru, acei people from behind? Fiindcă eu am avut mai multe conexiuni, mama mea cât de cât lucrează cu cei care vin din afară, din Asia, și am spus, cred că ar fi bine dacă o contactez pe ea și să văd dacă pot să intervievez pe niște oameni care a venit în România pentru, cum au spus ei, pentru o experiență mai bună sau o calitate bună de viață. Și eu și cu Ale am făcut multe interviuri înainte să ne alegem pe cine vrem în film. Care este concluzia voastră? Personajele voastre trăiesc mai bine acum decât trăiau în țările lor de origine? Cu siguranță, cel puțin din răspunsurile pe care ni le-a dat în interviul din film, au spus că condițiile de muncă sunt mult mai bune în România decât la ei. Aici lucrează 8 ore și au liber. În schimb, în India, 13-14 ore, fără pauză și nici nu sunt plătiți conform programului de lucru, orelor suplimentare. Cred că aici, fiindcă era EU, era mai reglat și era pe contract care e mai strict și, cum să spun, safer. Mai sigur. Mai sigur, exact, da. Și fiindcă era mai sigur, aveau și speranța că s-ar putea să aducă și familia lor aici. Acum nu știu cum o să fie cu corona sau cum stau ei acum, dar înainte unii au avut speranța asta. În momentul în care eu trăgeam, nu știu, a doua, a treia sau a patra dublă de intro, un băiat, așa de nicăieri, a început să vorbească cu Maria și să o întrebe ce facem, după care a început să mă abordeze pe mine, să-mi spună că de unde sunt, ce fac. I-am explicat care e treaba, la care a fost tactica lui de fapt. A vrut să ne invite la o cafea, pe amândouă. Cu Maria nu i-a reușit și a încercat cu mine, dar nici cu mine nu i-a reușit, așa că
Noi am rămas cu un intro foarte bun și el a rămas cu imaginea de ansamblu cum se face intro-ul. Ăsta e prețul celebrității, Alexandra. Da. Dar a fost foarte interesant. Când a făcut Maria filmările de ambianță, foarte multă lume, de fapt, în cele mai multe shoturi pe care ea le are, cadre, s-au tras în fața camerei. Așa că ce avem în film este cadrul norocos. Sunt cadrele norocoase în care oamenii nu ne-au observat ce facem. Cine s-a ocupat de montaj? Maria s-a ocupat cel mai mult de montaj, pentru că în acel moment eu eram deja plecat în state și eu doar i-am spus cam ce vreau, ce ar trebui să fie în film. Ale știa mai multe regulile, eu știam mult cum să le fac, cred, și apoi amândouă am stat pe ultima noapte și am scris acolo cum trebuie să fie, ce secvențe trebuie să vină și după aia i-a plecat în state și am stat acolo, cred, 5 ore, 7 ore și am, bine, acum o să mă pun la lucru. Cu ce ați rămas voi din experiența asta, din lucru împreună și din abordarea unui subiect care chiar nu e la îndemână oricui? Eu cel puțin mi-am dat seama că facem o echipă bună, pentru că este foarte calmă. Eu vorbesc foarte mult. În parteneriatul nostru, ea a avut cele mai multe conexiuni și asta ne-a ajutat foarte mult. Învățați să colaborăm una cu alta, să ne înțelegem, să ne ascultăm și să ne îmbinăm ideile astfel încât să iasă o idee și mai bună. E adevărat, pentru că Ale are calitatea de a vorbi și pentru mine era un pic, eram un pic, nu-i cuvântul, nervos, dar nervous, emoționat, da. Eram emoționată să vorbesc eu în fața camerei, că știu că e mai greu și așa ne-am împărțit lucrurile, adică ce trebuie să fac și eu și ce trebuie să facă ea. Și până la urmă cred că a ieșit foarte frumos. Asta e părerea mea. Eu vă spun acum la revedere. Alexandra, cum se zice la revedere la Zalău? Servus, ca la Cluj. Așa, Maria, cum se zice la revedere în India? În India? Păi acolo limba a doua e în engleză, deci bye. Și în Danemarca? Tak. Bun, tak și eu. Acum hai să vedem filmul. Criza forței de muncă din România a atins un nou apogeu. Peste 3 milioane de români au plecat în ultimii 10 ani la muncă în străinătate, fără a avea intenția de a reveni în țară. Pentru a rezolva această problemă, statul român a trebuit să devină inventiv. Astfel, în 2019, până la finalul lunii aprilie, Inspectoratul General pentru Imigrări a înregistrat peste 7.000 de cetățeni asiatici care aveau un permis de muncă valabil pe teritoriul României. Mare parte dintre cei pe care îi aducem sunt din India, apoi alte țări sunt Sri Lanka, Nepal, Vietnam și cu bătaie lungă noi ne gândim și la Africa. Agențiile pentru recrutarea forței de muncă sunt cele responsabile de aducerea asiaticilor în țară. Horeca, construcțiile, logistica sunt principalele domenii unde cererea pentru forța de muncă este foarte ridicată. Aducem de la muncitori necalificați până la persoane cu studii superioare. Aici vorbim de angajații din domeniul IT sau de cei care lucrează pe parte de producție în de exemplu, inginer, da? Electromecanică, hidraulică și așa mai departe. Și forță de muncă la fel calificată, dar nu cu studii superioare, dar cu studii medii sau cu școală profesională. Majoritatea celor care vin pe domeniul construcțiilor au specializare, da? Asta înseamnă faianțari, dulghieri, zidari, personal care lucrează pe partea de finisaje, instalatori electricieni, mecanici, așa mai departe. În ultimii 5 ani și jumătate, peste 12.000 de permise de muncă au fost eliberate pentru cetățenii asiatici. Kamran și Presana sunt doi dintre aceștia. Ei au venit în România în căutarea unui trai de viață mai bun. My name is Ansari Mohammed Kamran and I come from India, Mumbai.
and I have studied hospitality management 3-year degree from Anjuman Islam. Romania comes in a Europe country, that's the main thing, and it is for a better future. You will get a better future here, you can raise the standard of living of yourself and your family, you can help them, you can support your mother. There is a better future there for some. मेरा नाम प्रशांत चंद्र टाटा है, मैं इंडिया उड़ीसा से आया हूँ और सूरत में अभी मतलब गुजरात में काम करता था, अभी काम करके तो 9 साल करने के बाद वापस से रोमानिया आया मैं इधर. इंडिया में तो है लेकिन खाली इधर का माहौल देखना था, बाकी थोड़ा मनी के प्रॉब्लम है इसीलिए आना पड़ता है इधर इंडिया से, इधर पैसे के लिए आना पड़ता है. Un alt motiv pentru care aceștia au ales România ca țară de destinație este avantajul unui program de lucru de 8 ore. I worked as an assistant manager in Domino's 1 year. Then I've gone to Emirates Dubai, Emirates Flight Catering. I worked there for 5 years as a combi one. In India or Dubai, there is no work limit, work time limit. As if I'm working in Domino's, I'm going early morning 10 o'clock. Then it's no work then that you should be leaving on 6 or 8. It is that when your work is finished, you will come that time. It is like you are working 12 to 14 hours a day and the salary is same, no overtime, nothing. Same goes in Dubai. We are working nearly 14 to 16 hours a day standing only because we are working in Emirates Flight Catering. It's all about the flight and foods. That's why you need to take care of the safety, hygiene of the foods, everything. It is better you are working only 8 to 9 hours a day and you are getting well paid, your accommodation is very good. You're getting a free Wi-Fi, everything is good here. Centrele de integrare joacă un rol important în tranziția spre cultura românească. Acestea vin în ajutorul străinilor prin diferite activități și programe. Numărul de străini a crescut foarte mult. Deci noi am început în anul 2012 cu o mână de străini pe care de-abia îi găseam. Străini cărora le puteam oferi diferite servicii, cei care nu sunt refugiați, care vin în alt scop în România, pe muncă, pe studii, căsătorie, voluntariat, afaceri, integrarea constă în... Integrarea este un proces bidirecțional, adică și statul gazdă trebuie să vină... Să parcurgă jumătate de drum, dar și străinul trebuie să parcurgă jumătate de drum. Adică statul și ONG-urile pun la dispoziție cursuri de limba română, asta înseamnă că și străinii trebuie să vină la cursuri de limba română. Trebuie să există o voință din partea ambilor actori. Și oferim cursuri de limba română, activități socioculturale și educaționale, informare și consiliere pe diferite teme. Chiar dacă la suprafață recrutarea muncitorilor pare a fi făcută cu bună credință, există și o altă parte a poveștii. În 2019, 200 de vietnamezi au fost nevoiți să locuiască în containere de depozitare. Cu toate acestea, mereu există persoane care muncesc pentru o Românie mai bună. Data viitoare o să mergem la Măgoaj, un loc minunat de pe drumul spre Mănăstirea Rohia și spre Târgu Lăpuș. O să mergem acolo împreună cu câțiva studenți de la Masterul de Producție Media și împreună cu cei de la Beard Brothers, pentru că acolo sunt niște copii minunați care au fost aduși la Disneyland, adică pentru ei la Cluj-Napoca. Până atunci am puțină treabă, hai!